Omulețul din turtă dulce Într-o zi, o bătrânică se hotărâ să facă un omuleț din turtă dulce. Ca să-i facă hăinuțe, presără pe aluat zahăr din bălșug, iar pentru ochi nas și nasturi, femeia folosi câteva stafide. Puse apoi omulețul astfel dichisit într-o tavă și îl băgă în cuptor ca să se coacă. Nu trecu mult și a auzit dinăuntru un glas subțirer, strigând de mama focului. Lasă-mă să ies! Lasă-mă să ies! De cum deschise bătrâna ușa cuptorului, omulețul din turtă dulce sări din tavă și o lua la fugă. Și nu se opri nici după ce ieși din casă. Bătrânica alergă după el strigându-i. Oprește-te! Oprește-te, omulețule, din turtă dulce! Fără să se oprească din alergat, acesta îi răspunse râzând. Aleargă tu, aleargă, dar să știi, oricât de tare ai fugi, pe un omuleț din turtă dulce nici când nu-l vei opri. După o vreme, omulețul întâlni în cale o vacă, iar aceasta mugi pofticioasă. Ia stai așa, sunt sigură că ești mult mai bun la gust decât iarba pe care o pasc eu de obicei. Alergând ca să scape de vacă, omulețul din turtă dulce dădu peste un cal. Iar acesta necheză cam așa. Trebuie să fii foarte gustos. Numai că nici măcar calul nu se arătă în stare să-l prindă. Iar asta îl făcu pe omulețul din turtă dulce să se laude și mai tare nimeni nu mă va înhăța ușor, chiar că și cel mai iute de picior. Dar tocmai atunci, dintr-un tufiș din preajmă, sări o vulpe vicleană. Ia stai, așteaptă omulețule, vreau să stăm puțin de vorbă, îi strigă ea cu gând să pună laba pe bunătatea de turt. Numai că omulețul din turtă dulce își văzut de alergătura lui și o ținu așa până ajunse la malul unui râu. Ei, dar o apă așa mare nu era el în stare să treacă. Atunci vulpea, care se ținuse după el, îi vorbi din nou. Dacă te urci pe botul meu, o să te trec apa cum nu se poate mai ușor. Foarte bucuros, omulețul făcu în tocmai cum îi spusese cu mătra. Atât că, odată ajuns și pe malul celălalt, vulpea își scutură botul cum știa ea mai bine, iar omulețul din turtă dulce ajunse drept între colții ei. Și cât ai clipi, îl și hăpăi.